câteva zile, dar asta nu înseamnă că eu m-am suprapus pe, peste omologului român. În schimb, ceea ce le spun eu lor, i are mai mare importanță pentru termen mediu și lung, pentru că eu sunt unul din demnitarii care cunosc fiecare centimetru pătrat din România și am o privire asupra lucrurilor care nu se întinde pe durata unui mandat de patru ani, ci pe o viață, pentru că așa arată casa regală. Dacă ea nu este împiedicată să existe în țară, Omul care o slujește se întinde cu sluj, slujirea lui pe o viață de om. Așa că este una să mă întrebe pe mine despre un anume domeniu sau un anume fenomen care se petrece, și alta este să întrebe pe cineva care este într-un anume exercițiu pentru 2 ani, pentru 4 ani, pentru. în fine. Privirea pe care o dau eu este și mai. Uh, uh, întinsă, nu numai mai profundă, pentru că reprezentând atât de multe domenii, practic nu există niciunul în afară de cele strict de specialitate, cum ar fi medical sau agricol, unde nu am expertiză, dar în ceea ce privește paleta largă de dezvoltare românească, nu sunt prea multe lucruri pe care să nu le știu. De altfel am primit în toți acești cinci ani un foarte mare sprijin din partea autorităților, eu călătoriile prin țară nu le-aș putea face fără ajutorul Ministerului Administrativ și al internelor. Nu pot să fac călătorii în străinătate fără Ministerul de Externe, nu pot să fac întâlniri militare fără autorizarea Ministerului Apărării. Deci, di, di, să spunem că legătura mea cu miniștrii și cu ministerile din guvern e mai mult practică, e mai mult profesională decât politică pentru că ei se schimbă, după cum ați văzut, în 2004 a fost o schimbare masivă de putere, toate spectrele puterii au fost practic modificate de la zero, cum și în 97, când regele a început primul turneu NATO, era cu totul altă formulă de guvernare, era creștin democrat, era prim-ministru Victor Ciorbea, președinte era Emil Constantinescu, deci uitați-vă, întâmplarea face că chiar 10 ani de atunci, deci 10 ani, un deceniu în care toate formele posibile de guvernare s-au perindat, nu? cel creștin democrat actualmente popular, cum se spune, liberal sau social-democrat și cu toate acestea noi am fost în permanență cu prezența aici din ce în ce mai pregnantă, ajungând până astăzi unde dumneavoastră veniți în Castelul Săvârșin, care nu mai e hotel-restaurant, ci un loc personalizat unde vedeți că ați intrat în inima familiei regale. Alteța voastră, 1 ianuarie 2007 înseamnă integrarea României în Uniunea Europeană. Pentru alteța voastră ce înseamnă 2007. Una din probele mari de foc ale românilor, care vor avea de făcut față unui moment istoric. Cadrul democratic și al libertăților e asigurat. Acum România nu mai poate să aibă pericolul de a fi condusă de un partid unic sau de a nu mai avea voie să călătorești, să ți se înregistreze convorbirile, să nu poți să te exprimi liber. Deci, lucrurile de bază pe care Uniunea Europeană și NATO le aduce trebuie să fie cultivate și păstrate cu sfințenii, adică domnia legii, instituții puternice, respectul față de stat, proprietatea privată, drepturile minorităților și o prosperitate care să crească. Dar Uniunea Europeană nu este o instituție perfectă. Din potrivă, este o instituție care se luptă în continuare să devină mai bună și să se găsească pe ea însăși. Problema legitimității și a identității o are Europa, nu numai România. Pentru că, trecând prin atât de multe distrugeri de pe parcursul decenilor și al secolelor, continentul acesta, care e un model pentru umanitate, are și el nevoie să se reșlefuiască. Și atunci, atât România cât și Europa au nevoie de câteva alte elemente în afară de acestea pe care le-am amintit, și care nu au legătură nici cu politica, nici cu democrația, nici cu mass media, nici cu declarațiile sau cu voturile. Are legătură cu fibra omenească. Unul din ele este generozitatea. Trebuie să înțelegem că acest lucru trebuie să devină lege pentru societate. Puterea exemplului personal. Um, I-a scris ieri un pușcăriaș și regelui și l-a întrebat: Sire, puteți să-mi dați trei 300 de metri de pământ? Nu vreau să vă cer bani. Dați-mi o șansă să îmi refac viața. Am copii, am familie, l-am aflat pe Dumnezeu în, în pușcărie, am, am, sunt un criminal, voi fi eliberat, mi-am ispășit pedepsa, poate regele să-mi dea câteva sute de metri de pământ ca să-mi fac acolo o viață nouă. Vedeți cât e de frumos această metaforă. Poate regele să dea tuturor oamenilor care nu au sute de metri de pământ, asta trebuie să o facă statul sau în fine. Dar e frumos pentru că el nu s-a adresat unui ministru, unui doctor, unui inginer, unui profesor. El s-a adresat regelui, pentru că rolul modelului, rolul puterea exemplului este unul din atributele casei regale care lipsită de putere politică sau de putere mediatică, chiar și de putere economică, poate să aibă această putere a exemplului. Pe urmă, spiritul de răspundere. Spiritul de răspundere a intrat în societatea românească prin uh, companiile private. Un om care își cumpără o fabrică nu mai poate să-și permită luxul să piardă electricitate, uh, salarii și să sta cu burta la soare, pentru că e el cel care plătește. Și asta obligă la un spirit de răspundere. Tot ce este privat, tot ceea ce e inițiativă individuală, îi dă unui omului un fel de beculeț de alarmă care stă aprins tot timpul. Nu mai poate să-și permită, fiind îl costă pe el. Și pe urmă, ultimul și cel mai important lucru pe care mi-aș permite să-l sugerez întregii societăți, inclusiv celor care conduc politic, este că România are nevoie și de loialitate, nu numai de democrație. Dacă nu ești loial cauzei românești, n-aș vrea să pară aceasta o declarație sfărăitoare, atunci nu se poate